Bine te regăsesc la o nouă lecție de fericire. Sunt Irina Vasilescu, antrenor de fericire și astăzi vreau să-ți vorbesc despre liberul arbitru. Da, sunt de acord cu tine, deși sunt antrenor de fericire, sunt perfect de acord că majoritatea dintre oameni, dacă nu chiar toți, au motive de îngrijorare, de supărare, de enervare, au provocări și obstacole în viața lor. Așa este. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că toamna în continuare nu este frumoasă și iată, nu pictează grădina botanică din Iași în culori superbe. Asta nu înseamnă că soarele se oprește din a străluci. Asta nu înseamnă că nu există milioane de copii în acest moment în lume care râd și milioane de oameni care dăruiesc iubire. Asta nu înseamnă că florile se opresc din a străluci, vântul din a bate și instrumentele muzicale din a cânta dacă sunt atinse și în mod corespunzător. Ce vreau să spun cu aceasta este că doar în noi avem capacitatea de a alege ceea ce simțim, ceea ce trăim. Frumusețea este în ochii privitorului și chiar dacă am poate motive de îngrijorare și de tristețe, chiar dacă sunt situații și oameni în viața mea care mă împiedică să am o stare bună, o stare de echilibru și de armonie, îmi pot aminti oricând că doar de mine depinde să văd frumusețea, să mă bucur de o muzică frumoasă, de un peisaj, să dăruiesc un zâmbet, să dăruiesc o îmbrățișare și că toate lucrurile acestea sunt în interior și nu în exteriorul meu. Cu toții putem alege să fim mai buni, mai zâmbitori, mai încrezători și dacă avem într-adevăr cu toții provocări, nu am să obosesc când a spune că ați externaliza fericirea este a nega că a fi fericit este capacitatea fiecăruia dintre noi. Așa încât te încurajez să descoperi toate aceste capacități minunate pe care le ai, de a vedea frumusețea crizantemelor toamna, de a te plimba într-un parc și de a simți mirosul de pământ reavăn, capacitatea de a asculta muzica vântului, capacitatea de a suna pe cineva drag și de a-i dărui o vorbă bună. Fii fericit acum și nu uita, viața e frumoasă cu provocările și cu minunile și binecuvântările ei. Irina Vasilescu, antrenor de fericire, coach și autor.